așa, va, ce să mai mă duc la el? Ce să mă face? Pa! 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 Bună ziua și bine ați venit! Hristos a înălțat, pentru că Părintele meu duhovnic mi-a spus că se spune până la Rusalii. În perioada 10-16 iunie, municipiul Fălticeni încăzuiește zilele culturii fălticenene, un eveniment anual ce oferă locuitorilor și vizitatorilor o săptămână plină de manifestări culturale, istorice și religioase dedicate personalităților fălticenene care au plecat în lumea veșniciei. Numit cândva Florența României, Fălticenul a dat culturii naționale peste 150 de personalități. Din bogata galerie a oamenilor de cultură și a oamenilor de științe români, care s-au născut, au locuit, au studiat, au creat în acest oraș, îi amintim pe scriitorii Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, poeții Nicolae Labiș, Nicolae Berdiceanu, nuveristul Nicu Gane, povestitorul Ion Dragoslav, criticul literar Eugen Lovinescu și fiica sa Monica Lovinescu, dramaturgul Horia Lovinescu, eseistul Vasile Lovinescu, folcloristul Artur Corovei, sculptorul Ion Irimescu, pictorii Aurel Băieșu și Dimitrie Hârlescu, inginerul Dimitrie Leonida, profesorul Vasile Ciurea, întemeitorul Muzeului Fălticenilor, academicienii Mihai Băcescu și Constantin Ciopraga, actorii Matei Milo, Julca Zaban, Grigore Vasiliu Birlic, Sofia Ionescu-Brezeanu, prima femeie neurochirurg din România, Angela Lefterescu, prima femeie comandant de navă din Marina Română, Sofia Cocea Hristos-Coleu, prima femeie gazetar din România. Și lista rămâne deschisă, pentru că sunt și multe alte nume sonore, care din puținătatea timpului nu au putut fi amintite. Inițial, proiectul Ziua Culturii Fălticenene se derula doar în data de 15 iulie, ziua comemorării poetului național Mihai Eminescu. Proiectul a pornit în anul 2011 din inițiativa părintelui Liviu Mihailă și Asociației Fălticeni Cultural, pe care o reprezintă. Acesta, alături de regretata artistă Draga Olteanu Matei, au dat un suflu nou manifestărilor culturale desfășurate în orașul Fălticeni. Actualmente, proiectul Zilele Culturii Fălticenene implică mai multe zile de desfășurare și numără și mulți alți parteneri principali, Primăria Municipiului Fălticeni. Îl felicităm pe domnul primar aici prezent pentru frumosul rezultat obținut la alegeri și mulțumim totodată pentru tot sprijinul acordat instituției noastre. Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuților, Protoierea Fălticeni, Clubul Rotary, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Mâine se împlinesc 135 de ani de la trecerea la cerea poetului Nepereche. La ora 11 la Catedrala Mirea Domnului va avea loc slujba de pomenire a personalităților fălticenene sus amintite, fie ca sufletele lor să-și găsească odihnă veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Biblioteca Municipală Eugen Lovinescu găzduiește începând de astăzi expoziția documentară Mihnea Berindei, o figură marcantă a exilului democratic de la Paris, perioada 1977-1989, realizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și va fi prezentată de președintele executiv al Institutului, domnul profesor universitar dr. Daniel Șandru și de doamna Nicoleta Șerban, expert în cadrul aceleiași institut și curator expoziționar. Am gândit acest eveniment ca pe o lecție de istorie extracurriculară. Am invitat astăzi, de aceea v-am invitat astăzi, pe voi, colegii clase, elevii Colegiului Mihai Băcescu, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, care, însoțiți de doamna profesor Elena Deleanu, vor participa la această lecție și doamna profesor va avea și o intervenție de specialitate în cadrul acestui vernisaj. Și o invităm alături de noi. Doamna profesoră! Cu doamna profesoră am avut o rodnică colaborare, spuneam și domnului director, și la expoziția din luna noiembrie anului trecut, la centenarul Monica Lovinescu, atunci biblioteca găzduia expoziția Securitatea o numea Cobra.
Lăsăm invitația și altor cadre didactice și elevi interesați să viziteze expoziția în zilele ce urmează. Astăzi, din motive obiective, mă refer la spațiul de desfășurare, nu ne-am permis să invităm un public mai numeros. Încheie mulțumind și personal domnului președinte executiv, domnul Daniel Șandru, al Institutului, pentru generoasa invitație de carte. Avem peste 350 de volume oferite bibliotecii municipale, cărți care surprind perioada totalitară. Pentru voi, cei tineri, o pagină de istorie, pentru cei ca mine, o parte din viață. Vă mulțumesc tuturor pentru implicarea reușită a acestei activități. Domnul director, aveți cuvântul, vă rog. L-aș invita mai întâi pe domnul primar, în calitate de gazdă și partener foarte important pentru Institut în tot ceea ce am reușit să facem pentru prezent în plămă. Vă rog, domnul primar. Și sus a înălțat. Adevărat, s-a înălțat. Într-adevăr, un eveniment din nou foarte frumos la Frăticeni, cu parteneri deosebiți, împreună cu frăticineanul nostru, domnul profesor universitar, dr. Daniel Șandru, președintele Institutului de Investigare, acrimelor comunismului și memoria exilului românesc. Sunt manifestări utile, în primul rând, pentru orice fel de societate, pentru că astfel putem să facem o anumită diferență între anumite vremuri și să nu uităm anumite aspecte. Suntem într-o săptămână extrem de culturală, zilele culturii frăticinene, aici mare merit este al părintelui Liviu Mihailă, președintele Asociației Frăticeni Cultural. Și ne bucură faptul că reușim să coagulăm o serie de factori extrem de eficienți, în primul rând, pentru derularea în bune condiții acestor activități. Și sunt convins că vom continua să creștem și cantitativ și calitativ de la an la an toate aceste manifestări culturale. Vă mulțumesc mult tuturor și... Și noi mulțumim. Simția voastră? Da. Da, sunt o mână foarte frumoasă pentru Frălticeni. E și binecuvântarea ploii, că trebuie să ne bucurăm când plouă, nu ne supărăm. Am vorbit așa ca mâine să fie totuși o vreme bună, ca să avem spectacolul celor trei tenori și gala 10 pentru Frălticeni. Domnul Șandru este un laureat al galei de anul trecut și domnul primar, deci avem și doi laureați ai galei. Domnul primar o să fie prezent și o să mâneze pentru ecologie celui care va câștiga anul acesta. Domnul Șandru, de câte am înțeles, nu puteți rămâne și până în mine, dar să fiți lângă noi. Astăzi, cei de la care ați fost dumneavoastră manager, ați avut mai multe funcții importante și la Opera Națională din Iași, îi știți cam pe toți. Și toți sunt unul și unul. Mâine vin cei trei tenori. Astăzi avem un spectacol, că nu s-a spus de asta. Astăzi, la ora 18, la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Virlic, un spectacol dor de cântec românesc, cu Adina Lupei la pian și bas-baritonul Andrei Ivan. Și vă așteptăm în număr cât mai mare. Așa cum ați fost la Catedrală, aproape 1000 de oameni au fost luând la Catedrală, la corul Tronos și Ribale din Beirut. Am început chiar în forță foarte tare. Acum, bine, și mâine ne pregătim cu pomenirea și cu gala, cele două gale, gala 10 pentru Frăticeni și gala Excelența în Educația din Mediul Rural. Apoi, împreună, facem acest concert, cei trei tenori ieșeni și Andra Botez. Deci o surpriză, n-am anunțat că nu era că sigur. Vine și cântăreața de muzică jazz, Andra Botez, e un bonus așa pentru noi frăticineni. Și nu o să plouă, vă asigurăm. Acum să ne pregătim, că de asta suntem în treaba pregătirilor, așezare, scenă, tot ceea ce implică. Știu că sunteți alături de noi tot timpul, de foarte, foarte mult timp. Și Doamne ajută să mai veniți și poate chiar la festival. Veniți cu expoziție și în timpul festivalului, legăm poate împreună și să avem sigur, nu mai doar în afara festivalului, ci și în timpul festivalului. Mult succes, vă mulțumim din suflet. Poate pe scurt o să intervin și eu, domnul primar, sfinția voastră, doamnă profesor. Vreau să remarc prezența ei, sper să, dincolo de bucuria de a vedea tineri, și vă mulțumesc foarte mult, dragilor, că ați venit la această lecție de istorie deschisă pe care o va susține doamna profesoară. Să remarc prezența domnului senator Mândruță, un vechi prieten, și îi mulțumesc că a fost mereu alături de noi. A colegilor de la Clubul Rotary, cred că îl văd pe profesorul Caulea, cred că e și domnul Monoranu, mai e și domnul
Bălan, vă salut. A doamnei diriginte, care rămâne foarte dragă, domnului profesor Dascălu și, evident, prezența mamei mele. Mama, îți mulțumesc că mă ai mereu sub privire. Și, evident, a doamnei director Mioara Anton, doar întâmplător soția mea, altfel de directorul Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Și știu că ești aici, și o tânără fălticeneancă, cred că cercetătoare la Cornell University, da? Bine ați venit acasă și continuăm discuția după acest moment al vernisării expoziției. După ce am avut bucuria anul trecut să lucrăm împreună cu Clubul Rotary, Primăria Municipiului Fălticeni și Asociația Fălticeni Cultural pentru cele 4 zile dedicate centenarului Monicăi Lovinescu, cea care și-a petrecut adolescența, copilăria la Fălticeni, iată că în anul în care se întâmplă 100 de ani de astă dată de la scrierea în 1924 de către Eugen Lovinescu a unei cărți fundamentale, Istoria civilizației române moderne, venim din nou cu o expoziție pe care am realizat-o împreună cu Arhivele Naționale din Iași, dedicată uneia dintre cele mai demne figuri ale exilului democratic românesc de la Paris, și anume Mihnea Berindei. Un om cu o structură spirituală și mentală aparte, istoric, foarte implicat în activitatea exilului parizian, foarte atent să aducă în atenția publicului internațional ceea ce se întâmpla în perioada regimului comunist cu privire la opozanții regimului și la dizidenții acestuia, și care de asemenea a avut un rol foarte important în democratizarea societății românești imediat după Revoluția din 1989. Un intelectual cu vederi de stânga, cu vederi socialiste spre social-democrate, un om cu un caracter de nucătare, să spun așa, și care a făcut translația dintre lupta cu totalitarismul comunist din perioada cumpliților ani 80, mai cu seamă, spre tranziția care însemna și inițierea unui proces de democratizare pe care, iată, România l-a desăvârșit, slavă Domnului, odată cu integrarea în structurile euroatlantice, ceea ce ne asigură în continuare statutul de membru al unor organizații democratice și militare, într-o perioadă în care știm cu toții ce se întâmplă în jurul nostru. E o bucurie că institutul pe care îl conduc poate colabora cu municipalitățile locale, iar la Fălticeni, repet, am avut întotdeauna deschidere și sunt convins că și în continuare o vom avea, astfel încât să putem ajunge din zona academică, puțin mai restrânsă la nivelul specialiștilor, înspre publicul larg și mai ales înspre tineri. Pentru că asta e datoria pe care cumva moral ne-o transmite și Mihnea Berindei. Ca moștenirea sa și acelor figuri reprezentative pe cum el a fost, să fie transmisă mai departe generațiilor tineri. E o epocă pe care voi, mai ales tinerii, trebuie să o cunoașteți, nu doar pentru a nu se repeta ceea ce s-a întâmplat în România în perioada 48-89, ci și pentru a înțelege cât de important e faptul că democrația, fie și problematică, fie și nemulțumitoare de multe ori, nu este un dat. E o formă de organizare care, în cazul României, a fost câștigată prin sânge în 1989, a fost câștigată grație valorilor în care oameni asemeni nou au crezut, care au suferit în închisorile comuniste, care și-au pierdut viețile, care au suferit nenumărate abuzuri în societatea românească a acelei perioade. Mulțumesc încă o dată tuturor colaboratorilor, mulțumesc în special Clubului Rotary din Fălticeni, care ne-a ajutat să transferăm expoziția de la Iași la Fălticeni pentru o perioadă, spre a merge apoi mai departe spre Ardeal, până se va întoarce în sensul invers a celor de ceasornic la București. Și acum o să dăm cuvântul adevăraților specialiști pe această problematică, colega mea, Nicoleta Șerban, care este curator al acestei expoziții, doctor în istorie, care a cercetat săptămâni în șir în arhivele de la Iași, unde
grație profesorilor Dobrincu și Arman Goșu, a ajuns, practic, moștenirea culturală a lui Mihnea Benidei. Și, evident, apoi, doamna profesoară, vă rog. Mulțumesc frumos! Motivul pentru care am ales să realizez această expoziție a fost tocmai faptul că, deși a fost un personaj care a fost așa de activ și a ajutat atât de multe lume, Mihnea Benidei rămâne foarte puțin cunoscut. Așa că am încercat să realizez, de fapt, să aducem un omagiu și să fie și o recuperare morală a acestui om care a fost atât de dedicat în exil. De ce este Mihnea Benidei important? Ei bine, el rămâne important pentru că el este, de fapt, fondatorul Ligii pentru apărarea drepturilor omului în România, cu sediul la Paris, care a activat, începând din 1977, până la căderea regimului comunist. În cadrul acestei ligi, el a fost deopotrivă vicepreședinte și purtător de cuvânt și el a fost, de fapt, personajul cheie al acestei organizații. De fapt, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului a fost cea mai importantă, cea mai activă și cea mai credibilă organizație a exilului românesc democratic din perioada 1977-1989. Și el a fost omul care a împins lucrurile. El este cel care organiza evenimente dedicate drepturilor omului, care aducea oamenii împreună. Deci, practic, el a fost motorul acestei organizații. Un aspect important al activității lui Mihnea Benidei în exil constă în relațiile pe care a știut să le atragă de partea cauzelor politice. Și, fără îndoială, Mihnea Benidei a fost un om care a cunoscut foarte multe lume. A avut prieteni la marile redacții ale ziarelor pareziene, avea propriile sale conexiuni la Le Figaro, Le Monde, Libération, Le Quotidien de Paris și așa mai departe. Deci el, cunoscând atât de mulți jurnaliști, cărora le oferea informații, deci pe care îi alimenta cu informații, reușea să influențeze articolele care se scriau despre România. De asemenea, avea mulți prieteni la marile sindicate de stânga din Franța. Avea prieteni și la marile organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, precum Amnesty International, Federația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Helsinki Watch și așa mai departe. Cunoștea de asemenea și oameni politici. Deci a fost un om care a avut foarte multe conexiuni în mediile politice și în mass media franceză și asta a contat enorm. Se știe că prietenii puternici sunt foarte importanți, mai ales în situația în care erau ei în exil. O dimensiune importantă a activității sale politice constă tocmai în informația pe care Mihnea Benidei a adunat-o și pe care, la rândul său, o transmitea mai departe. Și aici trebuie să amintesc că importantă este profesia pe care și-a ales-o, pentru că el, de fapt, așa a și plecat din țară, în 1970 a plecat cu o bursă ca să studieze istoria Imperiului Otoman. Ulterior a lucrat ca cercetător la École des Hautes Études en Sciences Sociales și, cumva, metoda sa de istoric a fost folosită și în activitatea sa politică, pentru că el aduna informații din diverse surse și asta a contat foarte mult, pentru că în relația cu interlocutorul francez, cu interlocutorul internațional, el aducea permanent informație la zi. De aceea s-a spus că Mihnea Benidei a fost omul cel mai bine informat din exil. Și o sursă de bază pentru informațiile sale a fost reprezentată de postul de radio Europa Liberă, unde își avea din nou propriile sale conexiuni. Aici avea prieteni printre românii angajați la secția română a postului de radio, care îi transmiteau materiale pentru informare, rapoarte, analize și chiar scrisori care soseau clandestin la postul de radio Europa Liberă.
Și de ce am precizat această dimensiune a sa de documentarist? Deci el a fost un foarte meticulos documentarist, pentru că aduna informații, o trecea prin filtrul propriu, după care o transmitea mai departe prietenilor săi din presă, oameni politici și așa mai departe. Pentru că dacă el nu ar fi fost atât de atent cu documentele pe care le aduna, această expoziție nu ar fi fost posibilă. Pentru că toate materialele provin dintr-o singură sursă, și anume din arhiva sa personală, care a fost depusă de familia lui în 2017, deci după decesul său. A fost depusă la sediul arhivelor județene din Iași, unde se regăsește într-o colecție intitulată exact așa, colecția Mihnea Berindei. Ce am realizat eu a fost să facă, de fapt, o selecție a documentelor din arhiva sa personală, pe care le-am așezat pe diverse tematici. Ideea de la care am plecat a fost ca fiecare temă să aibă propriul său panou, doar că, pe măsură ce am înaintat cu lucrul la acest proiect, mi-am dat seama că sunt tematici care merită mai mult atenție, așa că a trebuit să aloc, de exemplu, la dizidenții și opozanții pe care i-a apărat. Am alocat 4 panouri, sunt acolo în spate, și chiar și așa nu a reușit să-i cuprind pe toți, pentru că Mihnea Berindei a ajutat foarte multă lume. Cum am spus, el a fost un om care avea multe cunoștințe, mulți prieteni, de aceea 2 panouri le-am alocat corespondenței pe care a avut-o atât cu români în străinătate, cât și cu, mai ales cu francezi, cu străini. Cum am spus, tot ceea ce a făcut a fost sub umbrela acestei legi pentru apărarea drepturilor omului, cu sediul la Paris. Și, în calitate de istoric, a avut un interes deosebit pentru apărarea patrimoniului. De aceea am alocat un panou salvării patrimoniului rural, dar și unul salvării patrimoniului din București. Ce m-a impresionat pe mine, ca cercetător care am văzut arhiva lui, este volumul uriaș de muncă pe care l-a avut acest om în ultimul deceniu al regimului comunist. Adică el avea și întâlniri cu presa, avea corespondență bogată cu spectru foarte larg de oameni, participa la luări de cuvânt, participa la conferințe de presă, la colocvii, întocmea memorii, petiții, participa și la manifestări de stradă. Adică a făcut foarte multe în diverse direcții și pe lângă toată această activitate politică a avut și o familie, a avut și o profesie de cercetător. Efectiv te întreb când a avut timp să facă atât de multe în același timp. Una peste alta, expoziția este despre activitatea sa, precădere în ultimul deceniu comunist, activitatea lor politică din exil, desfășurată sub egida acestei legi pentru apărarea drepturilor omului exil de la Paris. Mulțumesc că atât am avut de spus. Țin o oră de istorie. Mulțumesc pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră. Mă onorează enorm. Nu știu dacă am această cădere, dar să vorbesc eu despre... Aveți mai multă autoritate și mai multă specialitate decât mine. Eu sunt oarecum specialist, dar în arheologie. Deci, ideea este următoarea, că atunci când mi s-a dat telefon să vin să participăm la acest vernisaj, am fost foarte entuziastă, am schimbat și o excursie ca să putem merge, să putem veni aici. M-am gândit, știam de Mihnea Berindei, mă scuzați, am emoții, bineînțeles. Știam de Mihnea Berindei, tocmai am spus că știam de când eram copil, un pic mai mic ca voi. Un pic mai mult mai mic ca voi, pentru că împreună cu părinții mei ascultam Europa Liberă și mă chinuiam și eu să înțeleg ce se spune acolo, mai mult sau mai puțin. Mai mult despre Mihnea Berindei, mai exact, am aflat mai mult participând la simpozionul Monica Lovinescu.
Pentru că, practic, am aflat atunci că era un fel de fiu adoptiv al familiei, Ierul Calovinescu. De asemenea, atunci când am auzit că trebuie să venim aici, am făcut o căutare pe Google, bineînțeles, ca să pot aprofunda domeniul. Și am aflat că a fost un om bun. Este expresia pe care am reținut-o, că a fost un om bun. Dar în același timp am aflat mai puține despre activitatea lui. Și această expoziție consider că este extrem de binevenită și eu, din punctul meu de vedere personal, pentru că trebuie să aflăm cât mai multe despre exilul românesc. Mă gândeam de ce sunt atâtea informații, nu vreau să vă rețin foarte mult, de ce sunt atâtea informații în ultimul deceniu al comunismului, legate de activitatea lui Mihnea Berintei, pentru că făceam legătura cu faptul că în anii 80 Nicolae Ceaușescu a devenit nefrecventabil. Nicolae Ceaușescu a devenit o persoană care nu mai era acceptată ca lider politic la nivel internațional și atunci a fost mai mult acceptată critica la adresa regimului Ceaușescu. Și cred că ăsta este un motiv pentru care foarte multe ziare îl prezintă mai mult, se vorbește mai mult despre, ziarele occidentale vorbesc mai mult despre critica despre Nicolae Ceaușescu la modul negativ. Două momente aș vrea să surprind. De fapt, unul singur care este foarte important în istoria noastră și este uitat. Această operațiune Village Women. Este un moment în care în anii 80, la sfârșitul anilor 80, Nicolae Ceaușescu a venit cu o idee, bine, nu doar el, au venit cu o idee foarte îndrăzneață să distrugă mare parte din satele românești. Să le distrugă cu scopul de a face ca mai mult pământ să producă cereale și, prin urmare, țăranii trebuiau să se mute cu forța la sat, la bloc, în sat, la bloc. Da? Și totul să fie distrus. Toate casele, totul să fie distrus. Vă dați seama ce impact negativ a avut o asemenea operațiune. Un impact emoțional, economic, social și așa mai departe. Din ce îmi amintesc eu când eram copil, se spuneau că acele blocuri erau făcute așa de rău, încât nu aveau nici scări. Deci, erau făcute foarte, foarte superficial. Drept urmare, și cred că îi datoră mult Ligii Apărării Drepturilor Omului, pentru această operațiune de înfrățire. De înfrățire cu satele românești. Adică un sat, un oraș din Franța adopta, practic, un oraș, un sat din România. În așa fel încât să nu fie distrus. Este o operațiune care a început prin 1988, dacă îmi amintesc eu foarte bine, și a avut mare succes. A avut un impact fantastic. Era extrem de cunoscută această operațiune de înfrățire în Occident și, dacă nu mă înșel, a avut un impact că a oprit la un moment dat aceste distrugeri ale satelor românești sau, cel puțin, le-a încetinit ritmul de distrugere a satelor românești până când a căzut regimul Ceaușescu și s-a reușit să se oprească de tot. Da, într-adevăr, este foarte bine să înțelegeți cu adevărat ce a însemnat regimul comunist și ce înseamnă regimul comunist. Pentru că, practic, vedem aici un argument pe care vi-l aduc acasă părinții voștri și bunicii voștri, că spun, comunismul a fost bun, nu? Comunismul a fost bun că a dat loc de muncă, el a fost bun că a dat o casă. Dar în ce condiții a dat acea casă? În care
practic a distrus ceea ce la ceea ce se raportau unii dintre bunicii voștri sau părinții voștri. Practic, asta este ceea ce a făcut comunismul. Care sunt costurile pentru casa respectivă, care sunt costurile pentru acel loc de muncă. De fapt, asta ar trebui să ne întrebăm, pe lângă faptul care sunt costurile umane ale comunismului, pentru că, practic, regimul comunist a distrus o elită. Și din punctul meu de vedere, asta o spun tot timpul, faptul că a distrus o elită, așa de greu ne refacem astăzi. Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să mai intervină din sală. Tu vrei să ne zici ceva? Da, vino și ne spune. Reprezentăm, cheamă... Eric Alexandru. Eric Alexandru. Panta. Colegiul știu foarte bine. Cred că mai degrabă se prezintă el singur. Da, sunt și aici cite, doamne, folosesc. Bună ziua! Hristos a înălțat! Eu mă numesc Panteric Alexandru și sunt elev al Colegiului Tehnic Mihai Băsescu din clasa 11C și studiez științe sociale. Ce vreau să spun eu legat de tot ce s-a întâmplat aici, toată această expoziție, este că, din punctul meu de vedere, este o foarte bună lecție de civică, de educație democratică. De ce? Pentru că Mihnea Berindei, cum s-a spus anterior, este un personaj al exilului românesc care a avut tendințe socialiste, social-democratice și a ajutat la restaurarea democrației românești după 89. Și s-a implicat extrem de mult în ceea ce înseamnă drepturile omului, în ceea ce înseamnă protejarea românilor sub un regim totalitar. Iar această expoziție este, cum am spus, o lecție de educație civică, o lecție de democrație, pentru că noi ne uităm la aceste panouri care ne prezintă atât de multe lucruri legate de viața acestuia și legate de activitatea acestuia în exil și putem învăța foarte multe. Putem învăța care a fost într-adevăr impactul pe care l-a avut Mihnea Berindei aici în țară în cât timp a fost în exil și după 89. Și putem învăța să ne respectăm puțin mai mult, să ne respectăm concetățenii mai mult, să respectăm istoria mai mult. Cum a spus și doamna profesoară, Operațiunea Vilaj Rumen, care a fost una dintre cele mai, aș putea descrie, grotești operațiuni pe care guvernul comunist a încercat să o impună asupra poporului român. Putem învăța să privim în trecut și să privim în trecut să vedem faptul că nu a fost nimic roz, pe cât ne fac unii să credem că a fost, când ni se spune că a fost mai bine sau că ni se dădeau locuri de muncă și așa mai departe. Nu a fost deloc așa. Vedem câți dizidenți a salvat Mihnea Berindei. Aici sunt expuși câțiva și vedem prigonirile care s-au întâmplat în timpul regimului comunist și totodată încercările prin care au trecut poporul român, cum ar fi, cum spune acest articol, we want bread, vrem pâine. Deja se vede pur și simplu impactul pe care regimul comunist l-a avut asupra poporului român din cauza datoriilor externe și din cauza pur și simplu unei politici economice eșuate, unui surplus de producție și unui surplus de exporturi care i-a dus în final la nimic. Păi, ce aș putea să mai spun? Sunt foarte recunoscător pentru această expoziție, sunt foarte recunoscător că această expoziție a fost adusă la Fălticeni și sunt foarte recunoscător colegilor mei că au vrut să vină cu mine, cu noi, că au dorit să se informeze despre acest lucru. Sunt extrem de recunoscător pentru că sunt foarte implicați și noi vom urma să facem o schimbare și am o speranță foarte mare în generația următoare, cât și în mine, că vom înțelege lucrurile din trecut, că lucrurile din trecut ne vom schimba și nu vom ajunge să repetăm greșelile care s-au întâmplat în majoritatea în secolul 20. Și, în rest, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și sper să continuăm cu expoziții de acest tip în continuare și să învățăm cât mai multe istorie, căci este o materie extrem de importantă care ne educă din foarte multe puncte de vedere. Mulțumesc! Vă invit să vedeți expoziția.